de la Uniunea Europeană pot fi în pericol? Nu. Pericolul cel mai mare, și v-am mai spus acest lucru și nu plec până nu vă răspund. Nu vă mulțumesc. Așa. Pericolul cel mai mare a fost în primul și în primul rând să plătim o amendă de 0,5 din PIB pentru că ar exista posibilitatea să nu respectăm acordul asumat de stat de 4,4 în ceea ce privește deficitul. Acest lucru este depășit total după discuțiile avute cu comisia și cu tehnicul și cu doamna președinte. Deci, din punctul meu de vedere, ne îndreptăm către o normalitate și e bine să ne concentrăm ce avem fiecare de făcut. Eu știu foarte bine și după întâlnirea cu femeiul, și cu tehnicul de la comisie, și cu președinta comisiei, și cu ministrul de finanțe, și cu experții de la BNR, știu foarte bine ce am de făcut după ce legea va fi promulgată. Ministrul Finanțelor a recomandat în ședința de coaliție în lunile următoare să amâne anumite plăți. Și acele plăți pentru TVA și anumite plăți pentru... Nu cred. Suntem cu ele la zi din potrivă. O să mergem și la... Sunt vreo 200 de milioane solicitări la spitale. Dar este aceeași măsură cum am... Noi am renunțat la acel 2,5% către autoritățile locale. Dar dacă am citit împreună întreaga lege, ați vedea că am băgat și niște reguli de disciplină financiară. Nu pot să cheltui. Cu adevărat, sunt veniturile tale proprii și e corect. Pe sistemul de descentralizare să nu hotărăsc eu ce să faci cu banii. Dar dacă dorești bani de la stat pentru cofinanțări sau pentru proiecte directe din buget, va trebui să explici Ministerul Finanțelor ce ai făcut tu cu banii pe care i-ai colectat. Deci, într-un fel, se clădește totuși un parteneriat care n-a existat până acum și cu autoritățile locale și cu mediul de afaceri. Pe pensiile speciale, ați primit până acum un răspuns de la Comisia Europeană? Eu, n-a venit un răspuns oficial. În fiecare zi există videoconferințe cu comisia, cu tehnicul comisiei. Eu cred că săptămâna aceasta se cam hotărăsc lucrurile, urmând să venim în Parlament cu modificările, să ne adaptăm deciziei Curții Constituționale și, pe urmă, să plece legea la promulgat. Din punctul meu de vedere, solicitările care au fost făcute, ultimele solicitări făcute de către comisie și tehnicul de la comisie, sunt unele de mare bun simț și unele corecte, ținând cont de contextul României de astăzi.